Pentru mine începe acest serviciu divin de după amiază cu un examen și vreau să știu dacă am nimerit cântarea pe care ați cântat-o. Poate că dumneavoastră o știți în adunare. Este 397, iertând a mea răzvrătire, deci am nimerit-o. Eram la evangelizare într-o comunitate și au spus, vrem aceasta să fie cântarea din fiecare ocazie. Nu auzisem decât acolo prima dată, iar acum am auzit-o încă o dată. Zic, e cântarea aceea. O știți, ați cântat-o vreodată în adunare? Nu se știe în adunare. Dar vreau să vă citesc cuvinte, nu neapărat să o cântăm, că eu nu vă pot ajuta prea mult. Dar e o cântare care îmi place și la cuvinte și la melodie. Iertând a mea răzvrătire, Iisus Domnul m-a primit, iar eu, cuprins de uimire, mă întreb cum de m-a iubit. Și refrenul este acesta. O, ce frumos, Domnul Hristos, El mă face fericit. O, ce frumos, Domnul Hristos, fără de margini m-a iubit. Când se poate, e o cântare care merită să o cântăm cu toată adunarea și merită să o cântăm fiecare dintre noi. Vă spun că de fiecare dată când aud tresar la cântarea aceasta, o, ce frumos, și într-adevăr este frumoasă și cântarea și frumoasă și solia. 397. Pentru după amiaza aceasta, cei care ați urmărit titlul, Cămila prin urechile acului. Are de-a face cu speranța noastră adventă? M-a cuprins un dor de casă. Aceasta am cântat la început. Oare chiar așa să fie intrarea noastră în Împărăția Lui Dumnezeu sau întoarcerea noastră acasă ca o cămilă prin urechile acului? Nu neapărat aceasta este ideea, dar în acest context este în Sfânta Scriptură. Aș vrea să citim versetul așa cum a ieșit din gura Mântuitorului rostirea aceasta și cum îl reține Evanghelistul Matei. Capitolul 19, versetul 24. 19:24 Matei. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Contextul are de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Și acest pasaj așa începe, de la versetul 16. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis, și în celelalte evanghelii sinoptice apare, și la Luca și la Marcu. Spune că a alergat la el un tânăr, un conducător. Deci putem să ne facem imagine, era tânăr, era conducător acest om, a alergat la Domnul Iisus când să plece mai departe. Și i-a zis, învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică. În celelalte evanghelii apare și nuanțată exprimarea, bunule învățător. În inima acestui tânăr, dincolo de o dorință, anume pentru ceva foarte punctual, era un dor în sufletul lui. Noi așa am cântat, m-a cuprins un dor de casă. Și care este dorul acesta? Este dorul de veșnicie. Ce să fac să am viață veșnică? Te puteai uita la el și îl puteai întreba, și anume, ce-ți lipsește? Ești tânăr, ești realizat, ești apreciat, nu este doar acolo un om care are ceva, mă rog, a făcut, are o diplomă, are niște bani, are o poziție și cu asta, dar se vede că nu este un oarecine, are niște principii, are și o stimă din partea celor în mijlocul cărora trăiește, societatea lui. Și el spune, indirect, așa înțeleg, îi răspunde Mântuitorului, de fapt, Doamne, sunt tânăr, am de toate, nu mai îmi trebuie nimic, dar la vârsta aceasta și cu posibilitățile mele, deja am ajuns la fundul sacului. Adică nu mai am nimic nou de cucerit, nimic de câștigat, nimic bun de adăugat la viața mea, o nouă valoare, ceva plăcut, ceva frumos. Și cred că acest altceva nu-i din lumea aceasta. Viața veșnică. A greșit? N-a greșit deloc. A făcut foarte bine calculele. Oricât ai căuta în lumea aceasta, mereu, am vorbit de-aseară și până acum, ea mereu îți dă niște rateuri, mereu îți spune ceva care nu se întâmplă în realitate. Și noi am început aseară cu un gând, și anume Sfânta Speranță.
Nu vreau să închei fără să spun lucrul acesta. Probabil că trebuia să-l spun vineri seara. Așa, în paranteză, fratele Foluveghi a trecut la odihnă. Era profesorul nostru de omiletică la seminar și ne spunea, când veți termina predica, pe culoar, o să vă aduceți aminte că ce era mai important. Ați uitat să spuneți. Da. Așa se întâmplă uneori când pleci de la amvon. Bineînțeles, am spus aceasta și așa, și în paranteză, dar sfântă speranță, speranță care nu înșeală, este în contextul Scripturii. Și această speranță îl încerca și pe acest tânăr. Iar sfânt, știți cum este? Ceva ce înseamnă pus deoparte, sfințit. Și în Biblie nimic nu este sfințit fără, spuneți dumneavoastră, fără ce? N-ai cum să fii sfințit fără sânge, da? Aproape, după lege, aproape totul este curățit prin sânge. Este o speranță stropită cu sângele celui care a mers înaintea noastră, Mântuitorul. Deci este plătită, este semnată, este garantat. Nu e ceva care. Deci asta este speranța creștinului. Este cu sânge, dar este ceva care sfințește și care dă o certitudine. Și tânărul tocmai acest lucru căuta. Am de toate, dar vreau certitudinea veșniciei, vreau liniștea, vreau pacea aceasta veșniciei. Le făceam un studiu pentru cartea Levitic. E o carte un pic mai greu de citit, sunt multe jertfe, multe lucruri care țin de rânduiala iudaică, a cortului și după aceea sanctuarului. Dar cineva spunea, citește cartea cu această viziune. Cineva care a studiat-o, era profesor de așa ceva, de Noul Testament la Universitatea Andrews, și anume, prima parte este numai jertfă, 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 adică sânge, 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 sânge. Și a doua parte a cărții e ca un munte pe care îl urci, da? Și la orice pas curge sânge. E a doua parte, mereu Mântuitorul repetă. Și m-am uitat și în cartea Levitic am și verificat aseară, mereu repetă, fiți sfinți că eu sunt sfânt, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Cu sânge, cu jertfă, se ajunge la sfințire. Și așa se ajunge pe muntele Sionului, 144.000 în Apocalipsa, care sunt fără pată, fără vină, pentru că vin din această Apocalipsă care începe ferice, sau lăudat să fie cel care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele, sau ne-a curățit, ne-a sfințit. Doamne, vreau această veșnicie. Ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Citind toate evangheliile, iarăși tabloul este extrem de frumos și de emoționant. Spune unul din evangheliști, Domnul Hristos a uitat la el, Marco, și l-a iubit. Interesant. Tânărul acesta era la poarta împărăției, la poarta veșniciei, să treacă hotarul din lumea aceasta în lumea cealaltă cu spiritul său, credința sa. Și acolo era tocmai stăpânul veșniciei în fața lui. A pus exact unde trebuie întrebarea și a pus întrebarea cea mai bună. El n-a pus cum să câștigi, cum să depășești criza, cum să... El a pus exact întrebarea capitală. Mântuitorul s-a uitat, l-a iubit și ar fi dorit ca să dea răspunsul bun. În cele din urmă știți care este. Dacă vrei pe cineva, dacă vrei altceva în viața ta, vinde ce ai, vinde ceva și vino de la săraci, vino și urmează. Că dacă vrei, renunță la ceva și câștigă pe cineva, adică pe mine. Rezultatul îl știm de aici din Evanghelie. Tânărul a plecat întristat, pentru că avea multe avuții. Bun, și ce îl împiedica că avea multe avuții? Nu citim atâți oameni bogați în Scriptură care aveau multe avuții și sunt și în împărăția lui Dumnezeu? Da? Ce îl împiedica? Aici este întrebarea. Și aici această întrebare stăruie între ucenici și ajungem la acest final. Și anume, Mântuitorul le răspunde ucenicilor la un moment dat și anume le spune la versetul 22, dacă citim, când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe bogăți avuții. Iisus a zis ucenicilor săi, e prima afirmație a Domnului Iisus, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși, citind și celelalte evanghelii, ne imaginăm că ucenicii au făcut ochii mari. Tu poți să mântuiești pe oricine. Dacă mântuiești și pe criminali, mântuiești și pe nelegiuiți și așa mai departe, un om bogat, și ce e așa de greu să-l mântuiești, da? Până la urmă.
Da? Dar nu era problema de puterea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus, la uimirea lor, răspunde cu altceva care să-i uimească parcă și mai mult, și mai șocant. Vă mai spun iarăși, cum intervine profesorul sau învățătorul, părintele, când vrea să dea o explicație și copilul n-a înțeles. Îi spune ceva care să-l ajute să înțeleagă. Pentru că Mântuitorul face ecuația și mai ermetică. Și anume vă mai spun că mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția cerului. Hai să poposim puțin aici la pragul veșniciei cu acest răspuns al Domnului Iisus, că orice răspuns al Domnului Iisus are în el secretul pentru a depăși orice obstacol. De ce este secretul pentru a depăși acest obstacol? Că mai departe spune așa, ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți de tot, spune. Deci este total blocaj. Și au zis, cine atunci poate să fie mântuit? Ne trimit să fim misionari. Ce evanghelie ducem? Pentru cine? Cum? Cum operează? Și uitați, Domnul Hristos deschide din nou porțile. Iisus a uitat țintele ei și le-a zis, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Încerc să înțeleg și în după amiaza aceasta aceste cuvinte ale Domnului Iisus, la porțile veșniciei, având acest dor pe care l-am și cântat, mi-e dor de acasă. Mi-e dor de casă, mi-e dor de cer. Asta a spus tânărul. Cei care au încercat să interpreteze textul acesta, de-a lungul timpului, au încercat să descifreze enigma cuvintele Domnului Hristos și să spună că ucenicii n-ar fi trebuit să fie chiar așa de uimiți de tot, adică șocați de răspunsul Domnului Hristos. Pentru că urechea acului ar fi fost undeva o poartă în Ierusalim, unde se trecea, mă rog, dacă te aplecai, o cămilă nu trecea decât dacă trecea în genunchi cumva, o posibilitate. Cămila nu era chiar o cămilă, ci probabil că un alt termen care însemna o funie, un fel de sfoară mai groasă, ceva. Care este încercarea? Bun, sunt multe alte nuanțe pentru aceste exegeze. Încercarea este de a face cât mai mare această gaură și cât mai mică să faci cămila, ca în cele din urmă să poți trece cămila prin urechile acului, așa cum spune Evanghelia. Însă textul nu permite niciodată lucrul acesta, să fim foarte clari. Este cămilă și este urechea acului, nu este absolut nimic altceva. Aceasta este în original, aceasta a spus Domnul Hristos. Ca să treacă o cămilă prin urechea acului, ar trebui să fie dusă la filatura nu știu care și ce mai iese din săraca cămilă, ce iese dincolo. Cât de fin să fie firul acela, bun, să zicem că e un ac mai mare, nu e un ac mic, altfel nu poate să treacă. Deci nu mai este nicio cămilă dincolo, da? Să fie toarsă, o cămilă să treacă pe acolo? Care este sensul cuvintelor Domnului Iisus Hristos? Cămila nu poate să treacă prin urechile acului. Nu încercați să o treceți pe acolo pentru că nu încape. Un om nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă nu renunță la tot ce are, nu vine după mine și nu mă urmează, adică nu face ce fac eu. Să renunț la ceva care e mai mare decât Dumnezeu, decât urmarea lui Iisus Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Când cineva ia locul lui Dumnezeu, e mai mare decât Dumnezeu, are mai multă valoare decât Dumnezeu. E ceva groaznic, da? Dar asta înseamnă să te închini la un alt Dumnezeu. Da? În Biblie se numește idolatrie lucrul acesta. Este adevărat sau nu? Însă ce rost are să vorbim noi în secolul 21 de idolatrie? Noi mai credem în lucrurile acestea. Sunt pentru copii, sunt pentru cândva, oameni neinițiați, mă rog, o anumită cultură, un anumit nivel de educație. Noi mai avem probleme cu idolii astăzi? Mai avem sau nu mai avem? Era un articol pe care l-am citit. Și în articolul acela era menționată o carte, așa, la modul general vorbesc, în societate, neapărat în biserică. Și în cartea respectivă erau adunate, din vremea noastră, exemple de atitudini ale contemporanilor noștri față de anumite staruri, artiști, sportivi,
Se spune că cineva a ținut 27 de ani un pahar cu câteva picături de apă din care a băut Elvis Presley. Când s-a terminat un concert, cineva a vânat paharul acela, l-a luat, l-a ambalat bine, l-a pus într-un frigider undeva și după 27 de ani l-a vândut paharul cu 3 lingurițe de apă. Se spune că a luat pe el aproape $500, mai pe paharul acela. Cineva căuta la nu știu ce artistă șosetele, unele aruncat, folosite, cum asta. Le-a vândut iarăși. Altcineva a urmărit unde a mâncat artistul sau sportivul, nu știu care, și a sunat un telefon, a plecat, a rămas acolo masa, i-a luat totul și pe eBay, pe internet, a vândut cu 1000 și nu știu cât de dolari ce a rămas de acolo. De ce? Cartea e plină de exemple de genul acesta, nu dau alte exemple, unele dintre ele sunt chiar greu de exprimat în public. Oamenii caută tot felul de lucruri de genul acesta, care sunt nu neapărat imorale, dar la un moment dat sunt dezgustătoare. Și vrea să ilustreze tocmai această atitudine de a diviniza, această atitudine de a te subordona starurilor și de a face gesturi pe care le face cineva la biserică, gesturile acestea față de Evanghelie, față de Dumnezeu, față de cauza lui Dumnezeu, pentru că le face. Trece cămila prin urechile acului? Poate să treacă în vremea noastră? Idolatria poate să-și facă loc printre noi? Noi am încercat să spunem că se poate. Un anunț, să-l spun și pe acesta? Cineva spunea, e pastor adventist. Tot într-un articol am citit, nu era din țara aceasta. Poate că ne bucurăm că vine, că e pe alt meridian. Și ce am primit? Invitația la o anumită recepție, cu o anumită ocazie, era masă. Acum nu mai spun detalii despre ocazia respectivă. Și la final erau aceste cuvinte. Va fi o seară de distracție și de dans. Vă așteptăm cu drag. Alcool. Vă zice, vorbești din, citești în stele sau unde? Nu este așa. Statistici foarte concrete arată că în anumite zone, în anumite locuri, bătălia cu alcoolul este pierdută în Biserica Adventistă. Adică cei care așteaptă pe Mântuitorul, care știu că Babilonul face ceva în sens spiritual figurat, pierd o bătălie la nivelul fizic cu alcool. Ce a spus Domnul Hristos? Că mila nu trece prin urechile acului. Nu încercați. Citesc Geneza. Sunt adventist. Ferească Domnul să fiu eu sau să fiți noi. Vorbesc chiarăși generic. Și spun, așa credeam cândva. Dar vedeți, dumneavoastră, m-am dus și eu la școală, am mai citit, am mai învățat, am mai auzit, am mai ascultat. Și nu se poate să fie chiar așa, 7 zile. Și Dumnezeu a creat lumea. Ești adventist, dar trebuie să fii și progresist. Trebuie să fii și deschis. Este? Ați auzit așa ceva? Și trebuie să fii și științific. De aceea trebuie să faci loc și pentru evoluție undeva. Chiar dacă Dumnezeu, nu-L excludem. Nu afară. Nu este pe vremea regimului comunist, cei care suntem mai în vârstă, la clasa de materialism dialectic, ci este în vremea noastră. Se întâmplă în corabie, înăuntru. Și mai auzi glasuri de acestea, nu oficial. Și la această sesiune care tocmai s-a încheiat, s-a luptat conducerea bisericii să schimbe ceva în punctele fundamentale de credință cu privire la creație, și anume să spună creație recentă, adică nu miliarde și miliarde de ani, în 7 zile, și-au mai adăugat literale, ca să nu mai poată fi reinterpretat, dar să rămânem la ce a fost scris. Dacă cineva reinterpretează, să știe că a depășit, că a ieșit afară. Nu încercați să. Mă opresc cu această listă, cu această litanie, și lista poate fi mai lungă sau mai scurtă. Eu vin la Domnul și spun ceva. Doamne, mi-e dor de veșnicie, mi-e dor de acasă.
Și Domnul spune foarte bine, se uită la mine, mă iubește și îmi spune, dacă vrei, trebuie să renunți. Bogat? Eu bogat, Doamne? Bogat. Bogat pentru că ai zei la care nu vrei să renunți. Îmi dați voie să citesc un capitol, o declarație glorioasă din Vechiul Testament, însă în același timp și dureroasă. Iosua 24:15. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Știm această declarație remarcabilă a lui Iosua. În ce moment ne aflăm aici? Este în fața Canaanului. Noi suntem în fața Canaanului ceresc. Și citim acest verset, îl știm, îl avem și pe tăblițe scrise frumos, cusut pe undeva, că l-am văzut prin casele noastre și e atât de frumos. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Predici, cărți, poezii, găsiți o mulțime de lucruri atât de frumos care au curs din această declarație. Și îmi pun întrebarea, de ce face declarația aceasta Iosua în fața Canaanului? Nu o face într-un popor, nu se duce la Moabit să le spună lucrul acesta, nici la amoriți, nici egiptenilor. Cui spune el lucrurile acestea? Poporul Israel. E normal să faci această declarație, să vii sâmbăta în biserica adventistă și să spui, dacă vreți să mai țineți sabatul, țineți-l. Dacă nu vreți să țineți, țineți altă zi. Dacă vreți să mai urmați cele 10 porunci, urmați. Dacă vreți să mai credeți în a doua venire, credeți, dacă nu. Cât despre mine, eu rămân la ce. Cum sună lucrul acesta? Nu-i șocant să vii în fața unui popor, care e poporul lui Dumnezeu, care se închină unui singur Dumnezeu și să-i spui acestui Dumnezeu, acestui popor, vreți, dacă vreți să mai slujiți Domnului, dacă nu Dumnezeilor amoriților, celorlalți idolilor și așa mai departe. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că este ceva în natura noastră umană. Este ceva în religie, în înclinația noastră religioasă, nu în religie în sine însuși, dar în viața noastră de credință, care undeva alunecă într-o anumită direcție. În care direcție? Ce s-a întâmplat și cu tânărul bogat? Vrea veșnicia, e frumos, s-a străduit tot timpul în direcția aceea, dar când ajunge să dea examenul, alunecușul îl ducem în partea cealaltă. Pleacă trist. Poporul acesta iese din Egipt. Știe el cine este Dumnezeu sau nu știe cine? Știe cine sunt idolii sau nu știe? Păi a făcut Moise o mulțime de minuni în Egipt. Vă amintiți până când au ieșit, da? Și toți zeii Egiptului au fost demolați absolut, absolut total. Niciunul. S-a făcut și apa, sânge, și muștele, și grindina, și tot ce vreți acolo. Cine este adevăratul Dumnezeu? Păi n-am ieșit noi din Egipt? Cum am ieșit din Egipt? Pentru că Dumnezeu și-a arătat mâna, că a intervenit în istoria noastră. Bun, egiptenii și-au reconsiderat poziția și au spus, nu vă lăsăm să plecați. Au venit după noi, în față apă, în spate egipteni. Nici o șansă de scăpare. Și Dumnezeu nu este nici Zamolxe, nu este nici, da? Zeul Ra, nu este nici Bal, nici Astarteia, nici Chemoș, nici nimeni altcineva. Mai târziu apăr. Ci Dumnezeul nostru a despărțit apele și noi am trecut prin mijlocul apei. S-a făcut grămadă, autostradă. Treceți. Când să treacă vrăjmașii, totul s-a terminat. Poți să uiți așa ceva? Are rost să-i spui acestui popor, vezi că acesta este Dumnezeul adevărat și nu aceștia? Și câte exemple să luăm din pustie? La muntele Sinai, tremură muntele, Dumnezeu vorbește, foc. Aud cu ochii lor, mai are rost să le spui că are rost sau nu are rost? Da? Și mai departe, dacă iau Iordanul, trecerea Iordanului și Erihonul, căderea zidurilor Erihonului, au argumente sau nu au argumente? Știu cine este Dumnezeul adevărat? Știu. Au cu ce să se mândrească? Adică pot să fie misionari cu fruntea sus? Sigur că da.
Ce fel de Dumnezeu sunt ceilalți Dumnezei? Ce fel de Dumnezeu? Ciopliți, meșteriți. Și este un pasaj extraordinar în Scriptură. Este un moment în viața lui Iacov, patriarhul Iacov, când pleacă de la socrul său, de la Laban. Vă amintiți? Și Laban îl urmărește cu oamenii lui de luptă și avea de gând ceva să fac, să se răzbune. Da? I-a luat fetele, nepoții și pleacă cu o mare avuție, Iacov. Domnul se arată și îi spune, ai grijă, nu-i corect ce faci. Deci să nu te atingi de ei. Laban își înfrânează și oamenii și mânia, însă ceva nu poate să își înfrâneze. Și când vine în tabără, nu vă dau un examen, sigur vă amintiți, dar așa să ne reamintim, ce caută în tabăra lui Iacov? Zice, bine, ai plecat, ți-ai luat nevestele, ți-ai luat copiii, ți-ai luat catârii, animalele și așa mai departe, tot ce ai agonisit aici, dar de ce mi-ai luat Dumnezeu? E adevărat? De ce mi-ai luat Dumnezeu? Asta era marea problemă a lui Laban, peste aceasta n-a putut să treacă. Și Iacov, care nici el nu știa că Dumnezeii lui sunt în tabăra lui, a zis, la cine îi găsești să fie mort? Și unde erau? La Rahela. Da? Și cercetează Laban și cercetează și cercetează și ajunge la Rahela. Și Rahela spune, domnul meu, așa era aici, acum, după rânduiala specifică nouă femeilor, eu nu mă pot ridica și, bineînțeles, orice bărbat din vremea aceea respecta acest lucru, iar Rahela, nici mai mult, nici mai puțin, stătea pe ce anume? Pe Dumnezeii tatălui ei. E semnificativ lucrul acesta. Iată Dumnezeii care plac firii pământești, care plac lumii. Sunt Dumnezei pe care poți să șezi, Dumnezei pe care poți să te urci tu pe ei și să stai pe ei. Dumnezeul nostru cum este? Urechile tale vor auzi după tine glasul care zice, iată drumul pe care trebuie să mergi. Nu este drumul pe care îl alegi tu. Este un Dumnezeu care știe ce este bine și ce este rău. Este un Dumnezeu care ți se arată de departe, te iubește, ți-a pregătit un viitor și o nădejde, dar știe care este stânga și care este dreapta și spune, eu ți-am pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești. Nu e un Dumnezeu care te lasă de capul tău și spune, acum ce să fac? Asta este. Dacă ai ajuns în iad, ai ajuns acolo. Dacă te-ai nenorocit în prăpastie, tu și casa ta. Ne place un astfel de Dumnezeu? Iată, acesta este Domnul Iisus. El nu îl înspăimântă cu alte lucruri pe tânărul bogat, nu-i spune nimic altceva. Este drag de el, îi place idealul lui să fie în veșnicie, dar se poate. Numai vină după mine. Renunță la Dumnezeu, lasă idolatria deoparte. Veșnicia este în fața noastră, iar declarația lui Iosua este mai necesară ca oricând. El zicea, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Unde spunea aceasta? În poporul evreu. Și spune, dacă în acest popor se ia o decizie care să fie împotriva lui Dumnezeu, eu și casa mea vom merge, vom rămâne alături de Dumnezeu. Să nu am ajuns într-un timp și așa este viața complicată, când la un moment dat nici asta nu mai poți să faci la mod colectiv, și anume să spui eu și casa. Pentru ca să poți spune ca tată și ca mamă eu și casa mea, atunci trebuie mai întâi să spui cât despre mine. Așa începe Iosua, ați văzut? Nu zice eu și casa mea, dau un ordin. Mergeți la biserică, vă rugați, citiți Biblia, sunteți spirituali, vă pocăiți, vă rugați Domnului, credeți în veșnicie, faceți toate pregătirile. Cât despre cine? Aha, cât despre mine. E primul lucru. Parcă se leagă cu ce spune Biblia. Chiar dacă ar fi Noe, Daniel și Iov, nu s-ar mântui nici fii, nici fiice, nici nimeni altcineva decât prin... Deci dă un exemplu. Merge înainte și face lucrul acesta la nivel personal. Eu sunt tânărul bogat, eu m-am întâlnit cu Domnul, eu plin de idoli în lumea aceasta și eu sunt cel care am spus renunț și văd copiii, văd cei din jurul meu și când spun
Acesta este drumul, pe acesta trebuie să mergem, oameni spun, e credibil, are dreptate, pentru că în dreptul tău tu ai făcut exact lucrul acesta. Trece sau nu trece Cămila prin urechile acului? La oameni este imposibil. Iată, Doamne, aici sunt, la marginea Canaanului Ceresc. După atâția ani de așteptare adventă și încă mai purtăm după noi, se lipesc de noi diversi idoli. Avem vreo șansă să scăpăm de ei? Și Mântuitorul spune, imposibil. Avem nevoie de o astfel de evanghelie? Nici nu e evanghelie. E imposibil să scapi prin forțele tale, prin puterea ta. Nu ai nicio șansă, dacă vrei să te lupți singur, să scapi de lucrul acesta. Aceasta e o realitate. Să fim cinstiți cu noi înșine. Și fac apel la un exemplu din mitologia greacă. Ulise. Pe mare și cântecul sirenelor. Așa spune mitologia, că acest cântec al sirenelor era atât de seducător, atât de subversiv, încât oricine dorea ca să-l asculte, era sortit dezastrului. Da? Așa se întâmpla. Aceste ființe cântau într-un mod atât de atrăgător, încât în cele din urmă era naufragiu, distrugere și moarte. Ulise a vrut să asculte, dar a dat o poruncă, și anume, legați-mă de catarg, chiar dacă vă implor, chiar dacă vă rog, chiar dacă vă ordon, el era șeful, a zis să nu mă dezlegați. Și așa a reușit să treacă prin zona aceea, ceilalți având urechile astupate, ca să nu audă, ca să poată scăpa. Și doar în felul acesta a scăpat. Deci, dacă mă gândesc doar la acest aspect din mitologie, nici el însuși, Ulise, mitologicul Ulise, n-a reușit să scape prin forțele lui. Legați-mă de catarg. E ușor de tradus pentru mine. Tânărul bogat a venit exact acolo, la cel care urma să fie înălțat pe catarg, lângă Mesia. Și a spus ce trebuie să fac. Și răspund în acest limbaj, în această imagine, leagă-te de catarg. Predică Apostolul Pavel și spune, n-am voit să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. N-aveți nicio altă șansă să scăpați. N-aveți nicio altă posibilitate. Și iată cum se întâmplă miracolul acolo, când Mântuitorul este înălțat, oamenii, suflet după suflet, se leagă de acest catarg și reușește să scape de zeii acestei lumi. Și reușește Cămila să treacă prin urechile acului, numai prin puterea lui Dumnezeu. Ce înseamnă tâlharul pocăit? L-ați fi botezat vreodată? Îl primeați membru la Bacău? Da? Eu nu cred că aș fi fost vreun comitet unde să botez, să fie botezat. În cât timp? Păi nu s-a pocăit, n-am auzit că s-a pocăit până când este pe cruce. Pe cruce a început să vorbească corect, adică să spună, uite, noi avem dreptate, gândea foarte lucid, noi merităm, el nu merită, făcea niște evaluări extrem de corecte și de oneste. Dar până atunci, nicio pocăință, nimic. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția cerurilor. Ce spune Domnul Hristos? Adevăr îți spun ție astăzi, vei fi cu mine acolo. Când? O scăpărare a veșniciei. La pragul veșniciei și Mântuitorul stă în fața lui și spune, se poate. Un om plin de tot felul de idoli, plin de violență, câte o fi făcut rele la viața lui și se poate sau nu se poate? Se poate. Imposibilul are loc? Are loc. Se petrece. Se poate petrece și cu mine? Se poate petrece și cu familia mea? Să spun cât despre mine, Doamne, adu-ți aminte de mine? Cât despre mine și casa mea, că despre mine și biserica mea, se poate spune lucrul acesta? Se poate. Domnul spune, te vei uita și vei scana și vei spune, el, ea, tânărul acesta, sora aceasta, fratele acesta, nu știu, mă cam îndoiesc, mă rog, da. Și Domnul spune, nu așa. Uită-te drept în ochii mei și apoi uită-te în ochii lor și spune, se poate. Ce ziceți de Zacheu? Tocmai a fost anunțat de DNA că are niște dosare pe acolo. Se poate sau nu se poate? Da? Și el este fiul lui
Avram. Imposibil. Ba da, se poate. Tânărul bogat se poate? E decizia lui. Dar putea să treacă cămila prin urechile acolo. Dacă Iisus se uită la tine și te iubește, te poate trage dragostea aceasta împărăție? E indiscutabil. Doamne, dacă și eu voi fi în împărăția ta, înseamnă că a trecut o cămilă prin urechile acului. Numai și numai prin puterea ta, numai pentru că tu ești Dumnezeul imposibilului, pentru că într-un veac al idolatriei, și indiferent ce idolatrizăm noi, da, rațiunea, știința și așa mai departe, alte realizări ale tehnicii moderne sau alte poziții pe care le putem atinge, tu ai reușit să mă scap de toate acestea, să mă distanțez de ele, să mă desparz de ele și ai reușit să mă ții lângă tine. Să cred în credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, să ridic ochii spre cer și dincolo de tot ce mă oferă lumea aceasta să spun, mi-e dor de acasă. Să spun, vino, Doamne Iisuse. Și se poate această mare minune, și anume să treacă cămila prin urechile acului și eu să scap de gravitația acestui pământ și să mă las total în mâna sau la dispoziția atracției cerului. Legat de catarg, legat de Dumnezeu. De aceea, pentru încheiere, am ales această cântare, de mână du-mă, Tată. Singur nu mă descurc. Este foarte clar și nu trebuie să plec cu această încredere că poate voi face față. Nu, este imposibil. Dar cu Dumnezeu este imposibil să nu fac față. Este imposibil să nu fiu salvat. Este imposibil să nu intru în Canaan. Este imposibil să nu intru în veșnicie. Acest Dumnezeu al imposibilului să fie Dumnezeul și Mântuitorul nostru, să poposim pe tărâmul celălalt, izbăviți prin harul Mântuitorului și prin atracția dragostei sale, care să ne salveze pe noi toți. Amin.